astăzi este o zi minunată și m-am gândit să fac un tag care mi-a fost dat de surioara mea, care o pupăcesc, Alexandra, de pe canalul Alexa Sayat. O să vă las în infobox canalul, linkul către canalul ei. Acest tag este tagul Mămici în străinătate. Este un tag care a fost creat de Raluca. O să vă las și linkul ei în infobox. Am mai fost tăgăduită de, mi se pare că mi-a dat tag mica lui Noa, Nicol88. O să vă las în infobox linkurile către canalurile lor. Și haideți să începem cu întrebările. Câți copii ai și vârsta la care ai născut fiecare copil? Am doi copii, Rosela și Mateo. Rosela am născut-o la 23 de ani și are 16 ani. Și pe Mateo l-am născut la 26 de ani și are 12 ani. A doua întrebare. În ce țară ai născut și locuiești? Am născut în Italia, pe Rosela la Roma, pe Mateo aici la Anțiu și locuiesc în Italia. Câți copii îți dorește? Gata, doi mi ajunge. Sunt destul de mari și nu... Gata, ajunge. Mi-am făcut datoria de mămică. Este mai potrivită țara în care locuiești pentru copiii tăi decât România? De ce? Da, de ce nu? Este, pe o parte e mai potrivită țara în care locuiesc, pe altă parte nu. Adică, de ce da? Pentru că aici au, de exemplu, Mateo, că nu merge, stă în cărucior, se duce la școală, e urmărit de profesori, are o asistentă, are un profesor special pentru el. Așa, persoanele cu dizabilități au multe posibilități de a se duce la muncă, de a avea o viață mult, mult, mult mai bună și independentă și mai fericită. În România știu că pe timpurile când eram eu pe acolo nu era așa simplu. Și pentru Rosela, poate chestia asta lisește mie din țara mea, să stai pe stradă. Să stai pe stradă, să te joci. Poate că nici în România copiii nu mai stau pe stradă din cauza la Facebook și la toate chestiile astea care s-au inventat în ultimii ani. Dar oricum, singura chestie care zic eu că lipsește copiilor mei e să cadă, să lovească în genunchi, să fugă pe-n praf, să chestiile astea. Următoarea întrebare. În ce limbă vorbești cu copiii mei? Eu vorbesc în italiană. Vorbesc în italiană, dar și în românește. Mai mult în italiană. Vreau să lămuresc chestia asta odată pentru totdeauna. Eu am venit în Italia, aveam 18 ani. Am venit cu fratele meu care era în spital, i-am donat măduvă și așa mai departe. Eu imediat după ce am ieșit din spital, am intrat într-o familie și am lucrat fix, dormeam și mâncam acolo. Eram liberă numai 2 ore joia și 4 ore duminica și în timpul ăsta mergeam la fratele meu la spital. Deci eu eram obligată să vorbesc și să învăț să vorbesc numai italiană. Nu erau astea pe timpurile alea. Acum 18 ani, dacă nu știu mai bine, 19, aproape 20 de ani. Eu vorbeam în România cu mama mea 10 minute joia de la cabina telefonică, deci eu am vorbit mereu în italiană. Nu am uitat limba mea, unele cuvinte le-am uitat, dar am stat mereu, am fost obligată să vorbesc mereu italiană. Și în momentul în care am cunoscut soțul meu care era italian, eu tot cu italiană, pe urmă când s-au născut copiii vorbeam și, adică, de exemplu, în românește foloseam mult mânca la mama pe el de mâncuți, pe ea de micuță, chestiile astea ale noastre din suflet, așa ca să pot. În schimb,
Ei înțeleg românește, pentru că eu, totuși eu am mai vorbeam și românește, dar mai mult italiană. Deci copiii mei vorbesc italiană și înțeleg românește, pentru că o au și pe mamaia lor aici și așa mai departe. Deci gata cu vrăjelile astea că aolo, stă, s-a șmecherit, a uitat limba ei. Nu, n-am uitat limba ei. Am fost obligată să vorbesc italiană, pentru că altfel muream de foame. Haideți pe departe. Ai rude aproape care să te ajute cu copiii, da, o am pe mămica mea și o pupăcesc, este un înger, este ajutorul meu cel mai mare, fără ea n-aș fi putut să trec peste toate obstacolurile, peste toate dificultățile care le-am avut și mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mămica mea lângă mine. Țara în care locuiești a influențat alegerea numelui copiilor tăi, sigur că da, Rusella e tipic italienesc. De fapt, o cheamă Maria Rusella, dar o chemăm numai Rusella. Și pe Matteo îl cheamă Pier Matteo. Pier, un pic franceze ca să ne aflăm în treabă, așa. Și Matteo e clasic italienesc. Crezi că în România ai fi fost altfel de mamă? Nu, absolut nu. Eu sunt o mamă prietenă, dar și cu reguli și cu organizație e nevoie de respect. Respect pentru tine, în primul rând, și respect pentru ceilalți. Și restul, eu cu copiii mei ne distrăm de nebunim, punem muzică, ieșim, mergem în oraș, ne plimbăm, ne ducem în vacanță. Eu și copiii mei nu ne lipsește nimic la nivel de viață. Eu, după atâtea dificultăți care am avut în viață, am zis că să fim mereu cu zâmbetul pe buze, pentru că nu știu niciodată ce se poate întâmpla și așa am hotărât să nu le fac să lipsească nimic. Nimic nu la nivel numai material de bănuți, la nivel de seninătate, să fie fericiți și relaxați, să iubească viața, să nu fie nervoși și stresați. Și fac tot ce îmi stă în putere să îi fac să se distreze cât mai tare. Adică eu mă joc cu Mateo la PlayStation, mă uit la telefilme, la chestiile alea Supernatural, Diary, Vampire Diary, diariu cu fata mea, ca să avem niște chestii în comun. Și asta, eu cred că asta este datoria unui părinte, să te educe, să fii respectos, în primul rând pentru tine, pentru ceilalți, dar și să-ți arate să-ți transmit o seninătate și un mod de a face più senin și mai puțin nervos. Hai să mergem mai departe, încep să fac pe bătrână. Așa, ce îți lipsește din România pentru copilul tău? Chestia asta cu verii, cu neamurile, Crăciunul, Paștele, asta e. Cea la mine când vine Paștele aici, uite, mi s-a zburit părul pe mine, e o tristeță totală, pentru că ne strângem toți cinci, eu, mama, tata și cu copiii în cameră, în sufragerie, mâncăm și pe urmă ne băgăm în cameră și ne uităm fiecare unul cu telefonul, ne uităm la tele. Adică ne lipsește chestia de neamuri, neamurile. Neamurile e mare nebulea. E greu, dar nu, e greu numai așa la sărbători, că pe urmă te dai cu treabă și uiți. Ce îți lipsește, am zis, ai fost cu copilul în România, impresii. Da, am fost cu copiii de multe ori în România. Când trăia tăticul lor, ne duceam de 2-3 ori pe an, pe urmă mai puțin pentru că a venit mama aici și așa. Am fost în România cu ei acum 4 ani, 5 ani cred, 9, 5-6 ani cred, nu mai știu. Și am stat vreo lună, nu, sincer, am avut o impresie foarte urâtă. Pentru că Mateo, fiindcă stă cu căruțul că nu merge,
copiii se speriau de el și chestia asta pentru noi a fost urâtă, pentru că noi suntem învățați care aici în Italia nimeni nu se uită urât la tine. Adică, cum să spun, e destul de normal. Din contră, Mateo are o grămadă de prieteni, o grămadă de oameni care se oprește pe stradă și îl îmbrățișează și îl întreabă ce face și vorbește cu el și când îl vede că e deștept așa, moare de el. În România nu, în România fugea toți copiii de el, se speria de el și el sărăcuțul a suferit mult chestia asta și chestia asta a fost foarte urâtă și pentru mine ca mamă. Și de aia n-am mai fost cu ei în România, că v-am spus, mama și tata sunt aici, mai am mătușile care vin aici și nu mai mi-e dor așa prea tare. Mai departe, ce părere ai avea dacă după ce crește copilul tău ți-ar spune că vrea să vă mutați în România? N-aș avea nimic împotrivă. Dacă ne mutăm în România, să avem de muncă, să avem servici, să avem o casă, adică să nu ne ducem în România să murim de foame și pe urmă iar să ne întoarcem. Deci trebuie să fie o plecare așa organizată și cu un obiectiv bun. Îți înveți sau îți dorești să-l înveți pe copilul despre România? Da, îi învăț pe amândoi. Toată ziua le povestesc, le povestesc din copilăria mea, din țară, pe unde am fost, ce este, ce nu este și din istorie. Și adică, da, chestia asta nu lipsește din familie. Următoarea întrebare. Ție, ca mamă, ce îți lipsește de România? Îmi lipsesc persoanele. Persoanele, pentru că, vedeți aici, eu, gata, am venit să plâng. Nu mai vreau să mai plâng eu pe, ajunge cu atâta plânsuri. Îmi lipsește persoanele pentru că eu aici, eu sunt o persoană sociabilă, așa mă împrietenesc cu toată lumea, vorbesc, dar nu ceva dinăuntru meu nu mă face să mă leg la nimeni. E, și acasă era altfel, era vecina mea cu prietenele mele și chestia asta poate îmi lipsește mai mult, pentru că așa mai împărtășești și tu idei, vezi cum crește alții copii mai de aproape. Pentru că aici nu ai aceeași intimitate pe care o aveam noi în România. Cam asta a fost video. Îmi vine să plâng și vă bat. Și vreau să-i mulțumesc lui Alex, lui Nicol, lui Larisa și toate fetele care m-au tăgăduit. Eu vreau să dau tag. Deci, acest tag este pentru Gabi, mămica lui Izabela, de pe canalul Izabela. O să vă las în info box canalul ei să faci și tu acest tag, pentru că este foarte drăguț și o pupăci cu confetea aia de Iza. Mua! Vreau să dau acest tag și lui Medis Family, care este o scumpete. Mi se pare că trăiește în Anglia, nu mai știu, sigur. Are și ea un bebic și sper să faci și tu acest video, să vă duceți să vedeți și canalul ei, că este o scumpă. Și cam atât. Sper că videoul v-a plăcut și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!